Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Foiel din platoul Roman 24, așa cum v-am obișnuit la încă o ediție a discuțiilor despre Roman. Cum puteți citi pe burtier alături de mine, invitat astăzi pentru prima oară și ar trebui să aducem o pietricică de aia, da? Prima, dar nu ultima, sperăm. Din tot sufletul sper să nu fie ultima. Domnul Dragoș Toma, purtătorul de cuvânt. Eu am scris acolo purtător de cuvânt, dar ce faci tu în primăria Roman e mai complex. E mai complex și mai... Și mai complicat și mai complex, dar acum suntem în perioada aceea de AMR. Așa, da. Și o să te rog să vorbim la Pertu, îi salut ce pe cei de acasă. Un studio familiar mie, vine adesea, dar nu aici. Nu mai, în față. Nu în față. Da, domnul, am să, pentru voi este domnul Dragoș Toma, pentru mine este Dragoș Toma. Sau sunt Dragoș pentru toată lumea, știi? Da. El de obicei stă în spate pentru că e persoana care coordonează și imaginea personală a primarului municipiului Roman și vede cumva și relația cu terții, cu persoane terțe, instituții, cum suntem noi, de exemplu, presa și așa mai departe. Și am să încep direct cu povestea asta, cu relația cu presa. Unul dintre foștii portători de cuvânt și relația cu presa din primăria Roman spunea că, băi, e o bătaie de cap imensă, pentru că ești între Ciocan și Nicovală. Pentru că a văzut cum e în presă și a văzut ulterior cum e în administrație. E bătaie de cap, ești ca între Ciocan și Nicovală. E ca mersul pe sârmă, da. Dacă trebuie să-i mulțumim și pe unii și pe alții, să ai grijă ce spui și cum arată. Să ai grijă ce spui, totodată să spui ceea ce trebuie să spui, că nu poți să pui nimic sub preș, dar în același timp, sub o formă elegantă, corectă, transparentă, pentru că altfel riști să creezi, să zicem așa, un prejudiciu de imagine. Or, rolul tău acolo este să tocmai acesta, să nu creezi un prejudiciu de imagine, corect, să aperi cumva imaginea instituției, să-i aperi pe colegii tăi care poate câteodată mai greșesc, dar știi cum e, cine nu greșește, corect, sau cine nu muncește, nu greșește. Exact, 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 exact. Și eu cred că asta am făcut în cei 4 ani și cred că voi m-ați văzut și tu și Ciprian, care e în spatele camerelor, m-ați văzut și sper eu că sunteți în asentimentul meu. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință, să existe o imagine, cum să spun, transparentă, corectă, atât a primăriei cât și a mesajului primarului. Așa cum știți, primarul municipiului Roman a comunicat permanent, să nu zic aproape zilnic, prin intermediul mijloacelor de socializare, prin intermediul dumneavoastră, al tuturor instituțiilor de presă și de aici din Roman, dar și de la nivel regional sau chiar național. Acum, înțeleg că te ocupi nu doar de imaginea primăriei, nu a primăriei, a primarului, consilier personal și purtător de cuvânt, dar te ocupi și de relația cu cetățenii prin intermediul social media. Facebook, Instagram, TikTok, nu știu dacă primarul are TikTok. N-avem, dar poate că la un moment dat primăria Roman nu să aibă și TikTok, și pentru că trebuie să ții, cum să spun. Lumea se mișcă și trebuie să te adaptezi. Trebuie să te adaptezi. E drept că noi am verificat puțin și feedback-ul pe care l-am avea din zona aceasta de Instagram. Trebuie să ținem cont de realitatea din teren, cum se spune, nu? Și de oamenii pe care noi îi avem în Roman. Publicul nu este, sau romașcanii nu sunt, cei care locuiesc aici zi de zi, nu sunt cei mai buni prieteni cu TikTok-ul, să zic așa. Dar, în schimb, sunt buni utilizatori sau buni prieteni cu Facebook-ul. Nu știu dacă bine sau rău, dar în special Facebook-ul este cel mai agreat și utilizat de romașcani. De altfel, acolo și există pagina, e o pagină oficială există a primăriei. Există pagina oficială a primăriei, există și a primarului. Și a primarului. E drept că noi ne-am concentrat mai mult atenția pe pagina primarului, pentru că primarul comunică, primarul este imaginea instituției și mesajul său este un mesaj asumat și reprezintă mesajul până la urmă a tuturor direcțiilor și serviciilor din primărie. Nu cred că contestă cineva un mesaj al primarului, nu? Dacă primarul spune că direcția de servicii edilitare a efectuat nu știu ce lucrare, cred că vine cineva și spune, băi, dar dacă nu fie așa? Da, atunci. Am mers pe zona aceasta, am preferat să mergem pe mesajul primarului, ulterior, sigur, preluat de pagina primăriei, preluat de grupurile noastre, de grupurile voastre, pentru că și voi aveți grupuri foarte bine. Bineînțeles. Acolo se mișcă lumea, voi spune de fiecare dată, lumea se mișcă mai mult în mediul online, în momentul ăsta, din nefericire, decât în mediul offline, deși pe de-o parte e bine că în loc să ai o audiență, nu știu, o coadă de 20 de oameni, o audiență la primar, mai bine ai 20 de mesaje pe Facebook. Să știi că audiențe sunt, dacă nu săptămânal, odată la două săptămâni, joia primarul ține audiențe. Da. Eu am fost prezent în cei 4 ani
fie că am vrut, fie că n-am vrut, cam la tot ceea ce a făcut primarul municipiului Roman, din punct de vedere oficial și al activității sale din interiorul primăriei, bineînțeles. Hai să vedem, dimineața, o zi de muncă. La cafea. Dimineața, la cafea. Hai să vedem o zi de muncă a lui Dragoș Toma, da? De joi, cu audiențe. Da? Ce faci? Te uiți la primărie, te așezi la birou, că asta cred că e de acasă. Uite, mă, și să stă la birou. Și se apucă și să stea așa, da, relaxat și liniștit. Și nu e chiar așa. În primul rând, realizăm ceea ce e oficial și mă refer aici la corespondență pe care o primim de la celelalte instituții. Uh-huh. Trebuie să știi că am avut această sarcină de a gestiona mailul oficial, uh-huh, al primăriei municipiului Roman. Și bineînțeles că acolo sunt tot felul de documente cu caracter urgent. Care pentru cei mai în vârstă e amânare. Corespondența, e poșta. E corespondența, e poșta. Online. Poșta care de multe ori are termen foarte scurt. E prefectura, da, sunt celelalte instituții, inspectorate și așa mai departe. Prima dată asta facem. Atât eu cât și ceilalți colegii mei care se ocupă de alte domenii, alte adrese de e-mail oficiale. După aceea vedem și facem planul pentru ziua respectivă, da, nu? Și de multe ori acesta se și modifică, nu rămâne bătut în cuie niciodată, mai ales că, așa cum ai spus încă de la început și mai scrie și pe burtier acolo la voi că sunt și purtător de cuvânt, te poate suna oricine de la presă. Corect. Tu ai ceva planificat, dar presa te sună, te întreabă, trebuie să te documentezi pentru că n-ai cum să le știi pe toate, orice valoare, orice perioadă de lucrare, orice intervenție, orice avarie, și da, atunci corect, trebuie să vorbești cu colegii tăi, trebuie să te documentezi, să le dai răspunsul înapoi celor care ți l-au cerut. Asta se întâmplă destul de des, înțeleg. Nu doar de la presă, ci și se întâmplă, cetățeni, dacă nu zilnic, o dată la două zile. Da. Da. Pentru că sunteți voi cei de aici din Roman, dar sunt și cei, cum am spus, presa regională și chiar presa națională. M-am trezit în primărie și cu cei de la Antena 1 și cu cei, da, de la Pro TV. Adică nu poți. Sunt informații de ordin public, nu poți, trebuie să nu le dai. Poți să nu le dai. Sigur, e acea lege care spune că ai un termen de 10 zile, dar noi nu, sau cel puțin eu nu am încercat să colaborez în modul acesta, uh-huh, sau doar în modul acesta. Sigur că dacă e o adresă oficială, acela e termenul și le respectăm. Dar dacă cineva te sună și te întreabă ceva, tu nu poți să-i spui, conform legii 544, am 10 zile, te voi suna eu. Evident că nu se întâmplă. În multe așa primării se întâmplă treaba asta. Eu cred că la Roman nu s-a întâmplat și sper că lucrul acesta să fie cumva văzut și înțeles, ca să nu zic apreciat, că nu vreau nici de cum să ridic o sanale cuiva sau mie, nici măcar primarului municipiului Roman. Eu cred că noi ne-am făcut treaba, ceea ce ne-am asumat, am încercat să facem cât mai bine și îmi doresc ca, uite, în câteva zile când se termină oficial mandatul, să ne strângem mâna în ușă. Nu în ușă, ci fiecare să-și dea mâna mulțumit de ceea ce a reușit să facă. Ce se întâmplă după? Purtătorul de cuvânt, consilierul personal, chiar dacă e o persoană sau două persoane diferite, mandatele lor se opresc odată cu cel al primarului. Da. Și aici chiar aș vrea să îi mulțumesc și colegului meu, domnul Dan Frizenhan, e un specialist în construcții civile până la urmă, poate mai puțin vizibil decât mine, pentru că toată lumea, consilierul primarului Dragoș Toma, consilierul primarului Dragoș Toma. Nu e chiar așa, a fost și domnul Dan Frizenhan, da, un om pe care atunci când mi-ați solicitat să discutați cu el, l-am rugat și știu că a răspuns invitației și nu n-a stat pe gânduri. Un om care a fost mereu săritor, un om care a înțeles nu doar domeniul său tehnic, cât și latura aceasta de comunicare. Și pentru asta eu îi mulțumesc și sigur îmi doresc să colaborăm sub o formă sau alta și în viitoare, și în viitor, pentru că nu se oprește totul cu acest mandat. Viața merge mai departe, da, cu, știu eu, noi provocări pentru fiecare în parte și sper eu să ne revedem și să avem discuții din ce în ce mai constructive. Odată cu încheierea, eu voi spune încheierea mandatului tău, că e un mandat așa la urmă, e, asta, urmei, pentru da? Că asta spuneai. Odată cu mandatul și contractul până la urmă, contractul nostru al consilierilor personali, al city managerului, se încheie odată cu mandatul primarului. Te întorci în presă?
Ca să lămurim o situație... E o întrebare mult prea directă. Dragoș Toma n-a fost, nu s-a născut purtător de cuvânt. Nu. Da, n-a ieșit spunând de mâine voi... Nici măcar... Nu? A lucrat printre altele și în presa locală, atât la Roman TV, Rom TV, cum Rom era, TV, cum era și era tot în clădirea asta, era la subsol. Exact. La Topal, din nefericire, Topal nu puțin, mai... Nu și la Conexat. Și la CNS, da. Din păcate, mai este niciuna din cele pomenite de tine. Bine, Roman TV... Roman TV, da, Roman TV s-a transformat cumva în Roman TV. Da? Plus director la Fundația Anton Durcovici. Da, da. Practic ăsta a fost parcursul meu. A fost un parcurs, cum să spun, chiar dacă dificil, din punct de vedere al responsabilității, și trebuie să recunoaștem că asta te maturizează mai repede decât e cazul și, nu știu, albești, îți mai cade părul, nu știu dacă se vede la voi aici, dar vă spun eu sigur că așa s-a întâmplat. Știam că trebuie să punem o cameră de sus în jos să se vadă chelii. Nu o mai puneți, că e grav. Nu o mai puneți. Spuneam că am avut un parcurs cumva bun sau ar trebui să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru parcursul ăsta. Da. Pentru că eu am venit, vin dintr-o familie obișnuită. Nu, părinții mei n-au fost nici avocați, nici doctori, nici nimic de genul acesta. Au fost oameni simpli, eu m-am născut într-o familie de oameni simpli, am studiat la Vasile Sav, la Liceul 2, nici măcar la Roman Vodă, unde toată lumea spune nu, că e top. Da, să știți că dacă vrei să înveți, înveți oriunde. Și ulterior, sigur, am lucrat, că asta a fost cumva șansa mea, să lucrez și să studiez simultan. Și atunci am început la Rom TV în 2011 și tot în 2011 am început prima facultate. Și am făcut, sigur, facultate a 1 și 2 și mai multe. Departe. Da, și mai departe. Dar e mai puțin relevant, nici n-aș vrea să discutăm despre asta, că nu are sens. Dar are legătură cu presa. Dar am lucrat în presă, așa este. Am lucrat câți ani? 5, 6, nu știu, pe aici. Nici nu mai știu. Păi și vin la întrebarea inițială. Întreabă-mă, eu vorbesc mult. Că sunt nevorbit, vezi, dacă nu m-ai invitat. Despre mai asta e emisiunea, să vorbim, nu? Să vorbim. După încheierea mandatului, după încheierea, hai să spunem contract, mandat, nu știu. Da, eu am un contract, primarul și viceprimarul au un mandat, cred. Contract, hai să spunem contract. Eu am un contract, da, eu am o asumare. Ai spus că e o întrebare prea directă sau da. Te întorci și în presă, editorial? E greu să faci presă astăzi. Știm. Eu și colegul știm. E greu să faci presă în ziua de astăzi. Da, pentru că vei supăra inevitabil pe cineva. Pentru că nu ai cum să nu superi, ai dreptate. Și pentru că nici nu știu dacă mai e deschiderea pe care presa o merită. În mod firesc. Și era o vreme în care presa era niște... Era o vreme când presa era, oamenii din presă erau mai respectați. Erau și mai integri. Erau și mai integri. Și asta o spun eu. Era o vreme... Asta o spun eu. Era o vreme când informația avea prioritate, mesajul transmis către oameni avea prioritate. Eu am înțeles lucrurile astea. Am încercat să le spun și colegilor mei și cred că au înțeles. Și cred că de asta spuneam la început, că am încercat să fac totul în maniera asta pentru că am văzut cum e în presă. Și atunci... Nu cred că întoarcerea în presă este o prioritate pentru mine la acest moment. Bun. Ca să-ți răspund concret la întrebare. Am înțeles. Dar nici nu vreau să le exclud pe toate. Că tu acum o să vii cu întrebarea 2. Te duci acolo sau te duci dincolo? Și atunci eu o să spun că sunt într-o perioadă în care trebuie să mă gândesc. Eu cred că răspunsul, și visez viitorul acum, răspunsul ar fi, voi lua o perioadă scurtă de pauză, de limpezire. Dar nu un an sabatic. Așa, da, exact, un an, exact. Un an, că după atâta muncă, eu nu știu ce o să fac, știi, cu atâta timp liber. Adică ai niciun plan în momentul ăsta, da, sau sunt niște am idei, ceva conturat, dar... Da, am ceva conturat, okay. Dar trebuie să spun că luna noiembrie va fi o lună, cred, cel mai probabil de concediu, de pauză, pentru că totodată e și o perioadă de campanie electorală. Da. Nu vă ascund faptul că, așa cum știți, actualul primar al municipiului Roman își dorește un post în un loc în Parlamentul României, da, în Camera și pe poziție chiar Camera bună deputaților, pe listă. Și așa cum este firesc, normal, îl voi sprijini dacă îmi va cere acest lucru și eu cred că se va întâmpla acest lucru în ideea în care... Un om cu experiență de 4 ani ar trebui să-l folosești în continuare. Nu știu dacă e de folosit, dar e o perioadă când trebuie să fii lângă un anumit om și e firesc ca
E vorba de loialitate? E vorba și de loialitate, e vorba și de relația pe care ai format-o cu omul respectiv, nu, încrederea pe care o are în tine, și atunci nu poți să dezamăgești în momente de genul acesta. Și e absolut firesc, cred, să-l susțin, să fiu alături de dânsul în perioada aceasta, în luna noiembrie, da, care sunt convins că va fi o lună mai aglomerată, deși nu va fi o lună de lucru în primărie, va fi o lună de lucru între oameni. Corect. Și dacă în timpul campaniei pentru primăria municipiului Roman te-ai concentrat pe Roman, acum trebuie să te concentrezi pe întreaga zonă, pe toate comunele, da, să te întâlnești cu diferiți oameni și să încerci practic să-i convingi că experiența ta acumulată, modul tău de a fi, este ceea ce ei au nevoie ca reprezentativitate. Corect. La București, mai departe. Pentru că e normal să trimitem pe cineva care are o experiență de viață, are o experiență profesională și pur și simplu faptul că ai fost 4 ani, cum să spun, nu-mi plac clișeele alea, gospodarul orașului sau... Dar faptul că ai fost 4 ani în conducerea, în administrarea unui municipiu, cred că te recomandă. Bine, campania începe pe 25, dar e bine să... Nu mai zic nimic, gata, atât am vrut să zic, că după aceea intrăm într-o altă zonă și nu vreau. Vorbim în continuare, ne întoarcem puțin la poziția pe care încă mă ocupi, până pe 28, nu? Cred că pe 28. Pe 28, da. 28 e investirea... Deci de 29 următorul... Se încheie. Va veni, da, și okay, începe următorul mandat. În 4 ani de zile, o persoană care este, nu știu dacă sună bine, dar nevăzută în spațiu public, da? Da. Cum ești tu, cum e city managerul, da, cum e secretarul primului? Bine, eu am mai fost văzut, știi că tot felul de puncte de vedere am mai emis și eu personal, că nu poate primarul să emită doar dânsul, da, puncte de vedere. Am emis și eu diferite puncte de vedere, am emis foarte multe puncte de vedere în scris. Dar ți-ai făcut dușmani, ți-ai făcut prieteni? Mi-ar plăcea să cred că nu mi-am făcut dușmani. Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea. Dar realitatea ce zice? Realitatea spune că vrei? Ferește-te câteodată și de prieteni. Oh! Așa era vorba din popor, adică ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc. De cine singur? De ce prieteni? Acum aici pe internet nu o să spunem, dar poți să-ți faci și prieteni și dușman din nefericire, pentru că cineva, am spus-o, da, cineva se va supăra. Invidia e prezentă la români. Da. Invidia asta e prezentă, adică și cineva, așa cum spuneai tu, are senzația că te duci acolo, stai pe un fotoliu și cea mai mare parte nu faci nimic dintre oameni. Știi? De asta mă gândeam când a venit colegul, da, Ciprian cu ideea. Da. Am zis, mă, uite, o idee bună și mă bucur că gândești la fel și o idee bună. Ar fi trebuit, poate și noi, să prezentăm oamenii din spate, oamenii despre care cei de acasă cred că, uite-mă, cu burta mare se duce să așează la birou, nu fac nimic toată ziua și ia bani. Doar că oamenii ăștia nu vor, să știi. Sunt foarte mulți colegi de mine care nu o să vrea niciodată să apară pe sticlă. Sunt convins. Știi? Sau în mediul online. Sau... Nu-și doresc lucrul ăsta. Care-i durata de somn pe noapte în cazul unei situații de genul, nu știu, inundație sau dezăpezire? Din fericire, eu n-am prins inundații. Am auzit de la colegii mei cât de greu a fost acea perioadă, cât de grea a fost. Dar am prins pandemia, am prins începerea războiului, am prins venirea primilor ucrainieni la noi în oraș, care a însemnat un moment, cum să spun, de criză cumva, pe care a trebuit să-l gestionezi bine, dar nu prea știai ce înseamnă acest bine. Și pentru că spuneai de noapte, chiar noaptea au ajuns. Și da. Da, sunt momente grele în administrație. Eu am ajuns la o concluzie după 4 ani, că administrația nu este pentru toată lumea. Și că... Dar toată lumea crede că poate face. Dar toată lumea crede că poate. Eu mi-aș dori ca toată lumea să poată să încerce, ca să se convingă. Nu o să fie posibil, dar știi cum e. E bine să știi dacă poți, e bine să știi să te retragi când e momentul, da, să te retragi. E bine să nu ții cu dinții de un anumit scaun doar pentru că ai tu senzația că te potrivești acolo, pentru că s-ar putea să nu fii tu cel mai potrivit acolo. Corect. Sunt momente dificile care te fac să ajungi la concluziile astea. În fața cui răspunzi? În fața primarului? Atât. Doar atât? Doar atât. Deci nimeni de acasă nu te poate trage la răspundere?
De acasă, în ce sens? Cei care nu urmăresc în momentul ăsta. Să mă tragă oamenii, da. Oamenii, sunt convins că oamenii pe internet mă trage de ce vor ei, de mânecă, de, să știi că de multe ori am fost oprit pe stradă de oameni, da? Întrebat, da. Pentru că mergând la lucrări, mergând în cartiere cu primarul, cu echipa din primărie, oamenii m-au perceput ca un om de lângă primar și atunci mă opresc adesea și îmi spun la noi nu s-a mai rezolvat problema sau la noi a zis domnul primar că vine, n-a mai venit sau la noi uite așa sau acolo ce părere ai? Acum zilele trecute m-a oprit cineva să mă întrebe de parcările semi-îngropate de Ștefan cel Mare, cu zavodul Ștefan cel Mare. Se întâmplă. Am o problemă să stau de vorbă cu oamenii chiar dacă de multe ori ești grăbit, chiar dacă de multe ori poate n-ai timp să stai cât ar dori ei să stai, chiar dacă de multe ori ei cred că, păi și așa ești plătit de noi, stai aici cu noi, știi? Da. În fine, am lucrat foarte multe ore și în afara programului. Să știi că anul trecut, cred că vara trecută, toate întâlnirile pe care le-am avut în cartiere, le-am avut după program. Nu le-am avut în timpul programului. E firesc să fie așa, pentru că și primarul are o agendă în timpul zilei destul de încărcată. Atunci când te duci în teren, oamenii te țin de vorbă, nu poți să-i repezești. Bineînțeles, și atunci da, mergi seara în cartiere și e o muncă complexă. De asta am spus încă de în primele minute, nu? Am spus că e o complexă completă și... Încă un... aș vrea să fie misconception, o chestie de percepută, nu știu dacă greșit. Purtătorul de cuvânt al primarului merge cu primarul în toate țările în care se merge. Deci vreau să mergeți și voi, și tu și Ciprian, în câte țări am fost eu. Câte? Da. Zero. Ba nu. 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 Am fost în Republica Moldova la frații noștri din Ștefan Vodă. Ah, da. Corect. E adevărat. Corect. Da. E o țară foarte... Da. Deci, concluzia. Cred că odată am fost cu mașina mea, cred, dacă e să mă... Am fost vreo două ori, cred. Odată am fost cu mașina mea și cu domnul secretar. Deci, ca idee, nu te târie primarul prin... Da, nu s-a dus nici strine. Dumnealui, dacă ați văzut. Deci nu s-a plimbat, n-a fost un mandat în care să... N-a fost o, cum să spun, o prioritate. Au fost alte probleme care te-au făcut să te gândești la cum rezolvăm situația aici pe plan local și mai vedem noi. Pe plan... Dacă e să punem în balanță, nu e de criticat, nu e că vai de mine, e finalul, de se încheie contractul și de acum putem să spunem orice, dar nu, e să punem în balanță, evident. Beneficii și... Cum, pentru cum mine personal. Pentru tine personal, bineînțeles. Pentru mine personal, da. Fiecare etapă, fie că a fost vorba de televiziune, fie că a fost vorba de învățământ, că până la urmă acea fundație... Asta a fost rolul meu în acea fundație, să deschid o grădiniță și am deschis-o și pot să spun că am activat cumva în domeniul ăsta al învățământului. Fie că a fost vorba de administrație, toate au însemnat o treaptă urcată. Deci nu a fost... E de dezvoltare personală și profesională în același timp. Și profesională în același timp, da. Deci ești cu niște informații pe care le poți folosi pe viitor. Da, și nu știu dacă din păcate sau din fericire, trebuie să spun că ceea ce înveți din... Înveți din viață, voia să zic, și ceea ce înveți din practică și din ceea ce faci, câteodată e mai important decât ceea ce înveți în școală. Se schimbă primarul. Se schimbă. Se schimbă și omul care va ocupa poziția pe care o ocupi tu acum, purtător de cuvânt, sau consilier personal? Cred că... N-a venit nicio ofertă. Nu am avut o discuție aplicată pe acest subiect. Dar sunt convins că va fi mai bine pentru administrația. Acum eu trebuie să întreb că e și jobul meu, se vehiculează nume pentru un locuitor? Eu n-am tras cu urechea, sincer. Okay. Nici nu trag cu urechea, nici nu... Suntem o echipă acolo. Eu mă bucur că am făcut parte din... și fac în continuare parte din această echipă. Și știu că cine va veni primar, așa cum știți și voi, cu experiența dumnealui, cu viziunea dumnealui, va așeza lucrurile astfel încât să fie bine. Sau mai bine, că până la urmă asta este interesul celui care conduce un oraș, la fel ca și interesul celui care conduce orice altceva, nu, să fie mai bine. Toată lumea dorește un mai bine. Exact. Și eu cred că asta a fost. Vezi că și în mandatul ăsta, poate că primarul sau noi am fost criticați de multe ori. O, că nu s-a făcut aia. Dar când tragem linie, și ați văzut și la raportul final, avem 37 de proiecte noi, unele finalizate, unele în lucru, unele urmează să înceapă. 100 de milioane de euro atrași în român. 51, aproape 52 bani care au venit sau vin.
că da. Vin eșalonați, nu vin, nu da. Stă nimeni. Deci asta e o certitudine, e o realitate. 37 de proiecte cu finanțare nerambursabilă înseamnă mult pentru orașul Roman. Corect. Credeți-mă că e mult. Iar viziunea care s-a conturat cu încă 50 și de milioane de euro e o viziune pe care viitorul primar o va duce. Trebuie să o ducă mai departe. O va duce la îndeplinire, să zic așa, n-am rezerve. Pentru că am ajuns la final, mi-a făcut Ciprian semn mai devreme că ne apropiem și am întrebat mai puțin mai devreme că se încheie contractul tău și ce sfaturi ai pentru cel care te înlocuiește? E nevoie de sfaturi? Nu știu dacă sunt în poziția de a da sfaturi, nici nu știu. Dar dacă cineva va dori să aibă o discuție cu mine, eu sunt deschis să... În același birou te găsești până când? Pe 28. Cred că și 29, și 29. Și 29, da, oricând eu sunt deschis la a discuta, la o predare, cum să spun. Știi că au fost predările astea, te trezești într-un birou când ajungi într-un nou loc de muncă și biroul ăla e gol, știi? Da. Și nu ai nimic, niciun model, niciun... Corect. Nu știi, nu-mi plac, confuză nu-mi plac lucrurile astea. De aceea spun că dacă cineva va veni și va vrea să... Doamne, cum se face aia? Cum se face aia? Aici tu cum făceai? Consultanță tu cum făceai aici? Mie mi se pare firesc să... Așa spun și eu. Ar trebui să existe o perioadă de tranziție, cumva, da. În care cel da. Care pleacă da. Din locul respectiv să aibă un... Mă, nu două, trebuie trei, să existe o ruptură bruscă. Corect, că nu plecăm explici. Supărați. Nu pleacă nimeni supărat acasă și ajucările și pleacă. În cazul funcției tale, nu e, ea nu e politică. Nu. Dacă să spun primarul ar fi de la alt partid și purtătorul de cuvânt ar fi evident de la partidul respectiv, pentru că așa se face. Așa se face, dar nu ar trebui să se facă așa. N-ar trebui. Și părerea mea, uite, dacă tot ai atins subiectul ăsta, ar fi că e nevoie în organigramă de un purtător de cuvânt. Asta e părerea mea și o spun public, n-am nicio problemă. Poziție permanentă. Poziție permanentă, da. N-ar fi o idee rea, pentru că am avea purtătorul și... de cuvânt, ai văzut și în îl degrevează patriarhie. O grămadă de chestii. Ai văzut în patriarhie, da. Nu e un preot, sau n-a fost un preot. Corect. Nu, a fost un domn, îmi scapă. Bănescu. Acum. Bănescu. Păi da. Când vine domnul Bănescu... Da. Corect. Plus că îl degrevează primarul, nu putea să scape de niște... E asumat. El se ocupă de altceva. E ce trebuie. Corect. Așa cred că ar trebui să fie și în administrațiile de locale. De ținut, un om cont de care să asta. Nu fie neapărat înlocuit odată cu primarul. Cu primarul, da. Corect. Cum nici acum nu trebuie neapărat să fie înlocuit. Știi? Adică e vorba de alegeri, de opțiuni, da. De viziune, e altceva. Dar ca doamna Flora Ordean da. Spunea că e chiar purtător de cuvânt, instituția purtătorului de cuvânt. Corect. Am citit și eu instituția. Hai că sună bine instituția sună purtătorului bine, de cuvânt. Dar cumva are dreptate. Da, dar din păcate nu e reală. Dar ar trebui să fie. Ar trebui. Și eu consider la fel, ar trebui să fie purtătorul de cuvânt să existe acolo ca funcție permanentă. Da. Și nu doar la primărie, atunci la spital și la poliție și cineva la, trebuie la să... La spital există. Încă mai există? La spital există în organigramă, există în organigramă. E aprobată organigrama, votată în Consiliul Local și avem purtător de cuvânt vacant, deocamdată e vacant, dar este în subordinea directă a managerului general al spitalului. Cine e interesat poate să dea un e-mail. Să mai întrebe ce se mai întâmplă. Ce se mai întâmplă. Da. Dragoș, mulțumesc foarte, și eu foarte, mulțumesc foarte pentru mult. Invitație. A fost așa o întâlnire la... Eu sper ca cei de acasă de bilanță, să fi priceput cât de cât ce înseamnă purtător de cuvânt, da, cu ce se ocupă consilierul personal, pentru că sunt foarte multe idei. Toată lumea se pricepe la orice, la politică, sport, sex, religie, administrație. Toată lumea se toți, pricepe la orice, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru atenția cu care sunt sigur că urmăriți această emisiune. Dragoș Toma, încă o dată mulțumesc foarte mult eu pentru prezență. Eu vă mulțumesc și vă salut pe toți. Sper să ne vedem cât de curând, tot aici în studio sau cine știe pe viitor să pe, unde? Ce ne, cine pe, știu, unde? Pe unde ce ne rezervă viitorul. Domnilor și domnilor, ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune. Toate bune.